Supereroii reciclării au ajuns miercuri la școala gimnazială Cireșarii din municipiul Mediaș. Elevii unității de învățământ s-au întâlnit cu Miticlă, Petrică și Mărie Hârtie în cadrul proiectului Și eu colectez separate deșeurile. Acesta este organizat de către operatorul de salubritate Ecosal în colaborare cu ADI Econord Sibiu și Primăria Mediaș și se adresează elevilor din clasele primare de la școlile gimnaziale din oraș. Prin intermediul acestuia, cei mici învață despre procesul corect de colectare a deșeurilor, drumul deșeurilor din casă până la depozitare, pe groapa de gunoi sau transferul la instalațiile de reciclare și, de asemenea, grija față de mediul înconjurător. Ne bucurăm să fim alături de cei mici și ne bucurăm că putem transmite aceste informații foarte prețioase generației tinere, care sperăm că vor deveni eroi ai reciclării în cel mai scurt timp posibil. Am adus astăzi personajele principale ale colectării separate a deșeurilor. Este vorba despre Miticlă, Petrică și Mărie Hârtie, care au bucurat, bineînțeles, elevii prezenți alături de noi.